Iată, proiectul numit Academia Tomitană se conturează din ce în ce mai limpede și această academie va cuprinde nu numai istoria veche a Dobrogei, ci va extinde un arc peste timp și către istoria mai nouă. Dar iată, vom pune în valoare și vestigiile din împrejurimile orașului Constanța și cele mai apropiate și bine conturate sunt aici, în orașul Ovidiu, unde s-a descoperit și un castru roman și o bazilică romană. Și aici poetul Ovidiu este evidențiat atât de frumos, iar istoria veche și nouă se vor îmbrățișa. Este o joncțiune între civilizația veche și civilizația nouă și prin poetul Ovidiu și prin toate vestigiile de atunci, iar creștinismul vine cu aureola peste o istorie veche în care poetul Ovidiu parcă a fost un înainte mergător pentru Sfântul Apostol Andrei. Am spus-o, ideea aparține în al preasfinției sale. Sigur că dacă nu s-a găsit altă formulă în alte locații, pentru că dorința de la început a fost să fie pe malul lacului. Malul lacului, am spus eu, repede am ridicat mâna și am spus, totuși, malul lacului este și la Ovidiu, și la Constanța, și la Năvodar. Iată că a fost aleasă și nu deloc întâmplător această variantă. Suntem într-un spațiu foarte potrivit pentru evenimente culturale și așa a fost și gândit atunci când l-am realizat acum câțiva ani pe fonduri europene. Suntem pe malul lacului, suntem în dreptul insulei lui Ovidiu, suntem pe o faleză ce într-un an de zile va ajunge până la castrul roman și până la bazilica precreștină, acolo unde statueta pe care ne-a donat-o astăzi în al preasfinția sa își va găsi locul lângă bazilica noastră de pe malul lacului. Așa că avem toate motivele să fim fericiți pe acest subiect. Sigur că greul rămâne pe umerii sculptorului Rodion Gheorghiță. E vorba despre o muncă titanică, 102 opere care trebuie să realizate într-un timp foarte, foarte scurt. Așa cum spunea, 27, a spus dânsul, deja realizate, 3 în curs de realizare, așa că putem vorbi deja de 30 de opere realizate, ceea ce ne dă speranță că într-un interval relativ timp toată această creație distrusă sau pierdută a lui Brâncuș poate fi în acest spațiu la Ovidiu. Vrem să realizăm câteva proiecte uimitoare în Tomis Constanța și în Ovidiu. De curând s-a fondat Academia Tomitană și între planurile sale există următoarele: atelierul lui Brâncuș, 102 lucrări distruse, pierdute, reconstituite de sculptorul Rodion Gheorghiță. Atelierul va fi chiar aici unde vorbim și unde am făcut întâlnirea cu dumneavoastră. Apoi este o lucrare lungă, în 1000 de volume, Monumenta Romaniei Historica, în care aducem documente din anul 660 înaintea erei noastre până la anul 2018. Deci sunt, zic eu, niște cifre simbolice, fiindcă dacă vorbești de 660 înaintea erei noastre, este ca și cum ai vorbi de la întemeierea Romei, de la un Anacarsis, care era și poet și filozof și rege, care a renunțat la funcția de rege pentru puterea de a avea timp să scrie și de a gândi, s-au păstrat manuscrise de la el și le-am publicat, până la anul 2018, când România, zic eu, nu a devenit întreagă, ci a devenit ceea ce este. România însă, noi trebuie să știm că nu e întreagă acum, dar va fi întreagă, fiindcă există și destin, există și istorie și mai există adevăr. Peste adevăr nu mai este decât Dumnezeu. Ori România, când a avut nevoie de Dumnezeu, l-a avut. Aici va fi și un festival internațional, Eminescu Ovidiu, despre care am spus și știu ce spun, este incomparabil. El va fi cel mai teribil festival cultural din Europa.
a copia înseamnă a avea un obiect și îl copiezi prin metoda copierii. Ori la mine nu e copiere, la mine este reconstituire. Deci după poză 2D, s-o iei, s-o studiezi, s-o măsori cu lupa, să vezi fiecare detaliu, fiecare, și să o întregești și să zici, da, domne, e brâncuș. Cam asta e reconstituire. Deci, făcând reconstituire, se întregește opera, vizual. Deci, 102 piese apar publicului. Și vreau să vă spun că, nefiind în spațiu Schengen, am dreptul la de șase ori să copiez lucrările și să fie considerate originale. Deci am acest drept. Intrând în spațiu Schengen, am dreptul de 12 ori. Deci 12 replici. Acum pot să fac 6 replici care să le consider originale. Eu cred că domnul Lupu, l-am văzut că este foarte, atât cât cunosc eu și cât mă pricep, domnule, omul e hotărât să facă ceva. Am spus, fă, domnule, coloană aici, fă, domnule, pe malul mării, să le rup gura. E brâncușul aici, e brâncușul la Paris, e avion Paris, Gogălnicianu, vine lumea, ia, domne, sunt 102 lucrări. Ia, domne, mergem să vedem. Păi ia uitați-vă la lucrările astea. Cu ce e mai... Am avut expoziție la București, în aulă. Uite, brâncuș. Domne, de ce e brâncuș aici și nu e la muzeu? Păi, domne, nu e brâncuș, aici sunt eu. După cum bine știți, noi am mai discutat de acest proiect cu mulți ani. Mă bucur că astăzi s-a reluat acest proiect și, Doamne ajută, să-l punem în practică. Aici vorbim de valorile noastre, valorile spirituale și, în special, astăzi, prin prezența domnului profesor Barbu, am obținut niște informații pe care multă lume nu le are. Să ne ajute Dumnezeu să le transpunem în practică. De fapt, istoria, religia, toate sunt reperele pentru și valorile poporului nostru.